Este o întrebare foarte bună, vă mulțumesc. În perioada în care eram ambasador, îmi amintesc că le spuneam oamenilor foarte des că la 100 de ani după fondarea Americii, după scrierea Constituției noastre, așadar în 1889, Statele Unite erau dominate de moguli bogați, de oligarhi care erau proprietarii ziarelor, ai partidelor politice, iar oamenii erau extrem de nemulțumiți. Sound familiar? Vă sună cunoscut acest lucru? Now, what changed in the United States after that, in the early 20th century, was that political leaders began to emerge, and my favorite of them was Teddy Roosevelt, President Teddy Roosevelt, supported by very strong civic societies and investigative journalists and emerging reform political parties. Ce s-a întâmplat în Statele Unite, ce s-a schimbat după începutul secolului 20, au început să apară lideri politici precum Teddy Roosevelt, preferatul meu, care au fost sprijiniți de o societate civilă puternică, de jurnaliști independenți. And Teddy Roosevelt and his allies passed the so-called antitrust laws. They gave, eventually, in the early 20th century, women were given the right to vote, which, by the way, changed a lot of things in the United States. And other reform measures in terms of the electoral and political system were adopted. Teddy Roosevelt și susținătorii săi au adoptat legile, așa numitele legi antitrust. De asemenea, în secolul 20, femeile au primit drept de vot, ceea ce a schimbat foarte mult lucrurile în Statele Unite și s-au adoptat alte reforme extrem de importante. So that was 125 years after we had our revolution and wrote the Constitution. Acest lucru se întâmpla la 125 de ani după Revoluția Americană și după scrierea Constituției. So, you're 20 years after your revolution. And I would say, compared to where we were 100 years after your revolution, you're way ahead of us. În România au trecut doar 20 de ani de la Revoluție și dacă aș compara situația cu punctul în care se aflau Statele Unite la 100 de ani după Revoluție, aș spune că sunteți cu mult înaintea noastră. If I were a young Romanian, though, I would not be satisfied. Însă dacă aș fi un tânăr român, nu aș fi mulțumit de situație. You want to see significant change during your lifetime. I think that can happen. I think the solution to that is what Don is proposing in Romania 1. You have to use the technology and organizing techniques that we've learned in the United States and elsewhere in the West and bring them to apply here in Romania. Voi, tinerii, vă doriți ca schimbarea să se petreacă rapid în cursul vieții voastre și acest lucru se poate întâmpla. Ce trebuie să faceți, ce vă propun eu să faceți, este să folosiți ceea ce vă propune Don, să folosiți tehnologia pentru a aduce aceste schimbări. I think, you know, I personally believe that following the recommendations of the tipping point, but in particular using the technology and the organizing ideas that Don has put on the table to completely change the face of Romania. Cred că urmarea recomandărilor incluse în acest punct, raport pe care l-am menționat, România într-un punct de răscruce, precum și utilizarea tehnologiei și a soluțiilor propuse de Romania One, pot schimba lucrurile. And the final point I would make is that not everything important happens in Bucharest. The most important stuff happens in your local village, in your local neighborhood, and I think that's the thesis of Don's report, that if you can use these technologies to change how your life every day is lived, you'll have a bigger impact on government in the long run. Iar un ultim punct pe care vreau să-l subliniez este că de foarte multe ori schimbările nu au loc la nivel central. Ele au loc în comunitatea voastră, în orașul vostru și cred că ceea ce a subliniat și Don în raportul său, dacă veți urma sfaturile lui și veți folosi tehnologia, veți reuși să schimbați lucrurile. I'd like to just to add to that. When I talk this afternoon, I'm going to draw an analogy between South Korea and Romania. In 1970, the average income in South Korea was $200 a year. Today it's $23,000 a year.
În această după-amiază, în discursul meu, voi face o comparație între Coreea de Sud și România. În Coreea de Sud, în urmă cu mai mulți ani, venitul mediu pe an era de $200. Acum venitul mediu este de $23,000. I used to work in South Korea in the 1980s. 30 years into their democracy, the only people with money in South Korea were Japanese, Americans, and about 100 Korean families. Am lucrat în Coreea de Sud în anii 1980 și vă pot spune că la 30 de ani de la obținerea democrației, singurii oameni din Coreea de Sud care aveau bani erau japonezii, americanii și cam 100 de familii.